Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi la școala de televiziune Dicție.ro vom vorbi despre arta creată de inteligență artificială. Asta pentru că la 500 de ani după Michelangelo a fost inventat un robot care poate sculpta în marmură sau piatră, cu o precizie de 99%. Restul de 1% îi rămâne artistului pentru finisaje. Robotul scutește timp prețios pentru artist. Când privim o sculptură în marmură, ne imaginăm de câte ori a fost nevoie pentru a sculpta acest material foarte rezistent. Printre cele mai faimoase sculpturi în marmură se numără Venus de Milo, care o reprezintă pe Afrodita, zeița greacă a iubirii. Giacomo Massari este inventatorul robotului denumit Robotor, care are 4 metri înălțime. Cu toate acestea, robotul nu va putea niciodată să gândească în locul artistului. Iar aici este diferența. Atât despre arta creată de roboți. Eu sunt Violeta, numai bine, pe curând!